e prima conferință de presă din acest an, în 2013, cu tot atâtea bucurii majore să aveți, să avem. Vă așteptăm cei de la Teatrul Tudor Vianu și anul acesta lângă noi. Presa a fost un mare sprijin moral pentru activitatea teatrului și în special pentru directorul acestei instituții, care director, iată, după 2 ani și 6 luni, are în sfârșit o gură de oxigen dată la atâtea multe alte strangulări de bugete, ordonanțe și multe minunății și năstrușnicii ale tranziției românești. În sfârșit, teatrul are și un director adjunct. Este doamna Elsa Joantă, care a câștigat concursul pentru directorul adjunct executiv. O cunoașteți foarte bine pe doamna Joantă. Personal consider că este un sprijin pentru teatrul nostru, experiența dânsei, competența dânsei, activitatea bogată, variată și mai ales relațiile cu publicul, cu oficialitățile, înseamnă un mare ajutor pentru teatru și, nu în ultimul rând, faptul că dânsa a fost tot timpul aproape de Teatrul Tudor Vianu și cronicile pe care le-a semnat au trădat o competență și în această frumoasă nebunie care este lumea teatrului. O salut pe doamna Joantă și în fața dumneavoastră. Mă bucur că vom lucra împreună și sunt convins că vom reuși succese și mai mari decât până acum, pentru că, cu toată modestia, trebuie să recunoaștem, a fost un 2012 cu realizări. Doamna, bine ați venit, vă spun și în fața presei din Giurgiu și să dea Dumnezeu să ajungem acolo unde dorim cu toți, inclusiv mass media din frumosul meu Giurgiu. Dacă vreți să ne spuneți ceva, început de... Că sunt onorată să fiu alături de dumneavoastră și de colectivul Teatrului Tudor Vianu, cred că este de la sine înțeles, că este o provocare pentru mine, de asemenea cred că este toată lumea de acord. Am convingerea că putem să facem mai mult împreună pentru Giurgiu și pentru întreaga populație a acestui oraș, nu numai pentru tineri sau nu numai pentru anumite categorii sociale, pentru intelectuali. Eu cred că toată lumea are nevoie de teatru și împreună cu presa, cum spunea și dumneavoastră, putem să facem mai mult. Dacă vom avea și sprijinul autorităților din punct de vedere financiar. Cu atât mai bine. Da, la cele spuse de doamna Joantă, și-a adăugat că eu gândesc, pe lângă a bucura publicul giurgiuvean, pe lângă a aduce acea bogăție sufletească, stare să echilibreze sărăcia materială, eu mi-am propus că numele Teatrului Tudor Vianu Giurgiu să strălucească și mai mult pe firmamentul dramaturgic și al teatrului românesc. Pentru că vrem, nu vrem, adversari sau prieteni ai acestei instituții, ai directorului până acum unul singur, acum ai celor doi directori, Teatrul Tudor Vianu este o realitate apreciată în mass media română centrală. La începutul anului, ziarul Jurnalul Național, unde nu prea se înghesuie să apară numele unor teatre din provincie, a anunțat stagiunea care va avea loc în primăvara aceasta în orașul nostru de suflet. Aseară, Monica Davidescu, într-o emisiune TV, și-a exprimat dorința de a reveni, a avut un grav accident, de a reveni să joace la Giurgiu, în numărul 1 din acest an al revistei teatrale, cea mai titrată și serioasă revistă în domeniu, apare un material despre Teatrul Tudor Vianu. Vom vedea despre ce este vorba. Mi s-a spus doar că suntem prezenți și în acest număr. Am fost și în ultimul număr pe o cronică la Cum să scap de sentiment. Și acum, cu mintea plină de gânduri, cu sufletul plin de entuziasm, dacă nu aveam entuziasmul ăsta, vă fac o mărturisire, nu mai mă întorceam de peste ocean, pentru că mi s-au oferit acolo
o șansă, dar am început un lucru aici și vreau să-l duc la bun sfârșit. Uneori e bine să gândești și cu sufletul, nu prea mult. Când spun nu prea mult, nici n-am venit bine acasă și aflu că bugetul va fi și așa mai subțiat decât a fost. Eu am anticipat acest lucru și de la 5 spectacole cât erau programate, am redus la 4, semn că gândesc și puțin pragmatic, dincolo de sentimentalismul meu, sunt obligat să folosesc și rațiunea pură. Deci vor fi doar 4 spectacole, sper să nu se umble și la minimul buget pe care îl avem. România culturală traversează o perioadă grea, văd că s-a mai tăiat încă 4% din bugetul pentru cultură. Sigur, înțelegem realitățile, dar dacă vrem ca Teatrul Tudor Iveanu de Giurgiu să însemne acel punct de lumină pe harta României, trebuie susținut. Am avut susținere până acum, cum, necum, am scos și un festival al Teatrului Dunărene mult apreciat în toate cele 3 țări care au participat și în România. Mergem mai departe cu vânt în pânzele acestei corabii pe care și dumneavoastră o susține. Stagiunea a început luni 14 ianuarie cu un prim proiect dunărean, pentru că vreau ca acest concept Teatru Dunărean să nu mai fie o metaforă, o sintagmă, ci să fie o realitate. Un prim proiect dunărean, inițial am gândit de anul trecut cu Teatrul Fanny Tardini din Galați, o piesă pusă de cele două teatre. Piesa este soția prietenului din pușcărie, de cunoscutul Dumitru Radu Popescu, pentru mine unul dintre titanii dramaturgiei române contemporane. Sigur, toate bune și frumoase, stabilisem și gentleman agreement era de mult semnat, de la începutul lunii decembrie, urma la întoarcerea mea din America să semnăm și protocolul, dar stabilisem distribuția, cine va juca, când încep repetițiile, pe 14 ianuarie. Numai că pe 10 ianuarie primesc un telefon la Miami că noul director al teatrului din Galați, care venise pe 1 ianuarie, deci pe 3 ianuarie la serviciu, s-a opus acestui proiect. Normal, am dat telefon, l-am sunat, că domne, că nu, acum, că ce-i luam? Un actor și scenografia. Noi plăteam regia și 2 actori ai noștri. Când se juca la noi, plăteam noi actorii, când se juca la Galați, plăteau ei actorii. Când nu se poate, am zis, poate altă dată, lumea altă dată nu mai există. Și în momentul ăla am început să iau foc. Ce facem? Erau anunțate repetițiile pe 14. Telefoane, paratelefoane. Șansa a fost să revin cu un al doilea telefon la Mircea Bădolan. Inițial nu m-a răspuns. El este directorul Teatrului Maria Filotti din Brăila. Și actor, și cantautor. L-am găsit pe la 7:30 seara, ora Bucureștiului, i-am spus despre ce-i vorba, noi aveam o idee de colaborare mai de mult, am marșat imediat, încântat că vom face această piesă, mai ales că este Dumitru Radu Popescu, și am cerut un actor și scenografia. Ce actor? Ce vârstă? Cam 50-55, nu am. Ce vârstă ai? 30. Și nu poate, rolul nu-i de 30 de ani. Și sare păsărica. Joc eu. Dar în momentul ăla Dumnezeu, într-adevăr, m-a luat în brațe și nu știam cum să-i mulțumesc. Și iată că Mircea Bădolan, care acum vreo 3 luni era în spital, a venit, s-a prezentat. Deci luni, asta era discuția joi, eu vineri am plecat din Miami, în Bahamas, luni era la Giurgiu. În drum, între București și Giurgiu, în București, îl sun din Miami, eu ajunsesem în Miami, să știu dacă, într-adevăr, era la repetiții. Venise la repetiții și vine și astăzi la repetiții. Vom avea premiera, probabil, în partea a doua, după 17 februarie. În distribuție, Violeta Teașcă și Vasile Toma, despre Mircea Bădolan v-am spus. Regia, un tânăr regizor care a mai montat Dumitru Radu Popescu, Cătălin Vasiliu, a montat la Naționalul din Târgu Mureș o piesă de Dumitru Radu Popescu, autor care, vorbind cu dânsul la telefon,
s-a arătat încântat că acest tânăr regizor îi mai montează încă o piesă. Aceasta ar fi prima piesă care va deschide stagiunea, dar au început repetițiile și la a doua piesă. Luni, la ora 14, în lupta mea cu fusul orar, eram deja la Muzeul Literaturii Române, unde am început repetițiile la Steaua fără nume, de Mihai Sebastian. Regizor Felix Crainicu și acum distribuția, în care eu am făcut pe selecționerul și sper să nu mă jurați. Profesorul Miroiu va fi Eusebiu Ștefănescu, profesor și în viața de zi cu zi la Universitatea Hiperion, la Facultatea de Teatru, fost decan. El repetă în același timp și pentru Teatrul Metropolis Bădăranii de Goldoni. Grig, partenerul Monei, aici este un clu, zic eu, o surpriză, Cătălin Crișan. Care Cătălin Crișan, puțin știu, este absolvent de teatru. Teatru, cântecul a venit după aceea. Sigur, l-am rugat și mi-a spus că nici nu i-ar fi trecut prin cap să nu apeleze și la pasiunea vieții lui, muzica. Să cânte cumva în cele și să facă teatru. Și zice, normal că n-ai făcut așa ceva. În rolul profesorului Udea, profesorul de muzică, este Marian Ghenea de la Teatrul Odeon. În același timp și directorul teatrului din Otopeni, semn că avem, dar nu pentru aceasta, semn că avem stagiune și la Otopeni. Este un actor de comedie excelent. Am văzut și în Ascensiunea lui Arturo Ui, ultima premieră de la Odeon, e un actor de calibru. Pentru Mona aveam o alegere, Sabrina Iașchevici, care a câștigat Gala Hop, Gala Tânărului Actor la Mangalia în septembrie anul 2012. Domnișoara Sabrina, toate bune și frumoase, mai când i-am spus cât îi putem oferi, n-a zis nimic, dar mă sună că nu crede că o poate lăsa, nu crede că o poate lăsa teatrul din piatra mea. Eu plecasem. Păi, asta e. Și am găsit-o până la urmă pe Antonia Ionescu, cine urmește telenovele, eu nu urmăresc, Narcisa Sălbatică sau așa ceva. Pentru mine este o actriță excelentă pe care am văzut un Steaua fără nume, montată la Tulcea. Dincolo de acești patru, sunt și trei actori din Giurgiu, trei actrițe, Giulia Ionescu, domnișoara Cucu, șeful de gară va fi Mihaela Ola, deci va fi șefa de gară acum, pentru că nu aveam un băiat de la Giurgiu, am zis să transformăm postul din șef în șefă. Și până la urmă mai aveam nevoie, s-au redus trei personaje, bugetul și așa e înfiorător de mic, și va fi Gabi Munteanu pe postul unei eleve și mai joacă pe voce un alt rol. Cele două spectacole, partea a doua din februarie și probabil început de martie, Steaua fără nume. În planul meu mai există și America, dramatizarea celebrului roman al lui Kafka, America cu K, pusă, urmează să fie montată de Jeroen Sino, de la directorul teatrului Pygmalion din Viena, și o piesă bulgărească, De când te aștept, asta în consecuția realității termenului de teatru dunărean, o piesă despre acest flagel al drogului care a pătruns și lumea satelor, tineretul de la sat. E foarte interesant. Sper să o putem pune. Când spun sper, pentru că bugetul, înțeleg, știam că va fi subțiat, sper să nu fie desființat. Cam acestea ar fi cele patru puncte de sprijin pentru stagiunea de primăvară. În rest, intenționăm să dăm acestei cafenele artiștilor o viață proprie în singura zi de discuție de ieri, de discuții, mai bine, cu doamna Joantă, noul meu colaborator și important colaborator, am convenit să redeschidem cafeneaua aici, la Cafeneaua Artiștilor, Cinemateca Elevilor,
Să aducem elevii de la liceul Maiorescu, dornici de teatru, am văzut anul trecut o scenetă frumoasă și să le oferim această sală și această scenă de la Cafeneaua Artiștilor și să oferim tineretului din Giurgiu momente de desfătare, adică să se întâmple ceva care să-i scoată din plictiseală și să-i fure, dacă vreți, de la lucrurile nu tocmai frumoase, mai ales pentru tânăra generație. Sunt multe planuri la care ne-am gândit. Astăzi a fost și domnul comisar Țepurica și împreună vrem să facem un program de luptă împotriva drogului. Avea doamna Jantă un slogan foarte frumos. Tutunul dăunează grav sănătății, iar un pachet de țigări costă de două ori mai mult decât un bilet de teatru. Teatrul, din potrivă, face bine. Și de la această idee ne-am gândit și am discutat astăzi de dimineață cu domnul comisar un protocol de mai lungă durată în care prin care să aducem către cultură, către teatru în principal, tinerii. Am schițat deja un plan de bătaie, cam câteva acțiuni la care ne-am gândit, inclusiv cinemateca elevilor să o deschidem cu câte un scurt metraj tematic în campania antidrog și antifumat. Și credem că împreună putem să pătrundem mai bine în rândul tinerilor, atât la nivelul gimnaziului, cât și al liceelor. Despre acțiunile pe care le vom concretiza prin protocol, vă vom informa cu certitudine în conferințele de presă viitoare ale instituției. Da, țin să vă precizez că această cinematecă elevilor a avut anul trecut trei serii. Două excelente, a treia, din păcate, a avut printre recuzite și sticle de bere, ceea ce, clar, nu face parte din programul meu. Este un decor pe care n-am să-l accept niciodată într-o sală de teatru sau de cinema. Vorbeam despre aceste proiecte care, fără dumneavoastră, nu vor putea prinde viața pe care trebuie să o aibă.